Dragi cititori filiale Maramureș, astăzi vă voi citi o mică poveste care se numește Darul Mamei Natura. Într-o zi, în timp ce Mama Natura își vedea de treburi în grădină, a auzit voci nervoase. Erau doi dintre copiii ei, Soarele și Ploaia, care se certau cine este cel mai important pe lume. "Eu sunt cel mai important," striga Soarele. "Fără mine nimic n-ar crește." "Nu este adevărat, eu sunt cel mai important," strigă Ploaia. "Fără mine nimic nu ar crește." Glasurile li se auzeau din ce în ce mai tare și din ce în ce mai răstite, fiecare fiind sigur că el este cel mai important. La un moment dat, Mama Natură s-a săturat să-și vadă certându-se și s-a gândit să le dea o lecție. A trimis Soarele pe o parte a lumii și Ploaia pe cealaltă. Curând a fost pace și liniște din nou, iar Mama Natură s-a întors la treaba ei. La început, Soarele și Ploaia s-au supărat că au fost despărțiți, dar au decis că aceasta este șansa prin care fiecare poate demonstra că este cel mai important. Zi după zi, Soarele strălucea pe o față a globului, în timp ce pe cealaltă Ploaia continua să cadă. După o vreme, pe partea Soarelui totul era uscat, iar pe cea a Ploii totul era inundat. Când și-au dat seama de greșeala făcută, Soarelui și Ploii li s-a făcut rușine. S-au dus înapoi la Mama Natură și s-au cerut scuze. "Știm acum că niciunul nu este mai important decât celălalt," au spus. "Avem nevoie unul de celălalt, dar lumea are nevoie de noi amândoi pentru creșterea plantelor și animalelor." Mama Natură era fericită că Soarele și Ploaia și-au învățat lecția. Pentru a sărbători, s-a gândit să ofere lumii un dar special. De-a lungul cerului a pictat un arc de cerc din culori minunate: roșu, portocaliu, galben, verde, albastru, violet. "Lumea are nevoie de voi amândoi, copiii mei, Soarele și Ploaia," a spus ea. "De câte ori veți vizita lumea în același timp, acest arc de cerc va apare pe cer. Când lumea va vedea curcubeul, va ști că voi sunteți fericiți să lucrați împreună."